Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară, să spunem, o ediție mai specială despre presă, despre felul în care presa din România și presa din lume a reflectat acest război declanșat după atentatele din 11 septembrie, război declanșat împotriva terorismului. Am invitat pentru acest lucru în studioul nostru pe domnul Cornel Nistorescu, directorul evenimentului zilei, pe doamna Alison Matler. Domnia sa reprezintă aici agenția Associated Press și pe domnul Emil Horezeanu, Deutsche Welle. Domnia sa este cunoscut și ca analist în probleme de politică în România, nu neapărat ca un reprezentant al postului foarte cunoscut de radio. Încep cu domnul Nistorescu, autorul unui articol care a făcut în conjurul Americii, pur și simplu, un articol care a făcut să se vorbească foarte mult și despre România prin Cornel Nistorescu, un articol pe care probabil ar fi vrut să-l publice oricare dintre jurnaliștii români, un articol care te umple de invidie la propriu și la figurat. Cum ați dat lovitura, domnule Cornel Nistorescu? Pentru că până una alta este o lovitură. Articolul Cântarea Americii a fost publicat în marele cotidiane din America, a fost preluat de posturi de radio, site-uri de televiziune, de presă scrisă și așa mai departe. Cum am dat-o, nici eu nu știu. Nu, asta nu cred că... Nu, sigur, acolo impactul este extraordinar, dar n-am făcut decât un articol obișnuit de duminică, după ce am văzut și eu de trei ori concertul pe care l-a văzut toată lumea și din lipsă de evenimente la București și impresionat de concertul, acela care a adunat atâția grei ai... Și atâtea milioane de dolari, la urmă. Da, și atâtea milioane de dolari. Și au trecut două săptămâni, după care a început să se întâmple ceva. A început să curgă, să curgă e-mail-urile și telefoanele, inclusiv din America. Au zis că a fost citit soldaților. Da, informație că a fost citit în fața soldaților americani. A fost pe un radio. Au început mai multe semnale. O întreagă nebunie. Și a început să curgă e-mail-uri. Și atunci am sunat-o pe Alison. Eu în speranța că Alison poate să mă învețe cum să fac ca să se publice totuși textul, să fie cunoscut, să apară într-un ziar. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că pentru început acest text a umblat, să spunem, clandestin, da, în America, timp de două săptămâni, fără să se spună de unde vine, al cui era un text în engleză, fusese tradus textul dumneavoastră în engleză. Da, noi traducem în fiecare zi evenimentul zilei pe site-ul în engleză. Fusese preluat. Nu, exact aceeași formă din evenimentul, exact, pe site-ul evenimentului, da. Și umbla clandestin fără să se spună. Uite ce se scrie. Au două săptămâni sub denumirea An Editorial from a Romanian Newspaper. Un editorial dintr-un ziar românesc. Da. Și când am aflat că totuși s-a născut un fel de nebunie acolo, da, greu de crezut, te speriți, chiar așa n-au ce face oamenii decât să dea. Am căutat-o pe Alison în speranța că pot găsi o formulă să dea o știre și să apară articolul undeva. Da. Și Alison era la Sighișoara, a venit la București și ea a făcut o știre. Între timp, ea mi-a spus că nu se poate să-l publice Associated Press, că Associated Press nu-l poate publica. Și că trebuie să sun la un ziar undeva în America. Și atunci am sunat frumos la ambasada în Statele Unite, la ambasada română, și să știți că au reacționat impecabil. Toată considerația mea, nu-i cunosc, o doamnă Juverdean, în 20 de minute m-a sunat înapoi și mi-a dat vreo 6-7 telefoane de la diverse mari ziare americane și sindicaturi, astea care se ocupă cu distribuția. Da. Și am sunat seara la New York Times. A sunat și la cel mai tare ziar. Păi era primul, era logic să nu sun la unul de care n-auzisem. Da. Și la primul om care a răspuns era chiar cel cu care am și semnat contractul. Și în 20 de minute toată... Deci a semnat un contract cu ei care s-au ocupat de distribuția... A cedat drepturile asupra acestui articol, practic? Am cedat într-un sens că... Drepturile intelectuale, stați puțin. Nu le-am cedat. Nu m-a cerut niciun bon. Aveți răbdare. Deci a cedat drepturile New York Times-ului, drepturile intelectuale asupra articolului. Nu, a cedat dreptul de distribuire. Și de distribuire. Profitul se face... Asta înseamnă. Jumate-jumate. A împărțit banii jumate-jumate. Din toate... Și a început de aici... Nebunia. Da. Alison spune... M-au sunat și pe mine, cred că 20 minute mai târziu. Domnul Nistorescu i-a spus că și AP scriu un articol. Ah, foarte bine. Au sunat la AP la New York
care a sunat la IPI la Viena și a sunat pe mine și eu dormeam. Și am auzit Nistorescu, a sunat la New York Times. După ce domnul Nistorescu scrisese un asemenea articol, mai astăzi să dormiți. Și a zis, dar am pregătesc un articol. Bine, bine. Și a dat o știre pe agenție. Da, două zi am dat. Despre o știre interesantă care se spune că, la un român simplu din Transilvania, sau cum mă scrie în text, că e un text interesant. M-a mirat felul în care o agenție biografie, foarte mare... Mi-a dat biografia și pe imagine... Și-a dat o carte de dialoguri cu mine, să scoată ceva de acolo. Am înțeles. Mi s-a părut o poveste frumoasă. Fiul a unor săran transilvanian mi s-a părut frumos. Da, asta mi s-a părut și mie interesant, că spuneți la un moment dat, o să găsesc tot textul. Spuneți, dumneavoastră, cum vi se pare impactul ăsta? Pentru că sunteți reprezentați o agenție de mulți ani buni în România și cum vi se pare... să spunem, nebunia asta care s-a declanșat pornind de la un articol scris de un român. Pentru că toți americanii și îl trimiteau pe e-mail-uri între ei, românii din America primeau de la americani spunând, uite ce articol extraordinar despre America scris de un român de-al tău. Cam asta era exprimarea în majoritatea mesajelor pe care le primeau românii acolo. Adică știam că domnul Isorescu știe să scrie bine. Deci știam asta. Nu, dar spuneți-mi cum aș putea să reușesc și eu. Ce m-a șocat eu am impresia că scriu mai bine. Poate scriți mai bine, nu știu. Tocmai, dar uitați că nu... Gamă de oameni care a afectat, de la puși de 17 ani, de la oameni de la Pentagon, de la profesori, de la oameni care lucrau cu lemn. Oameni simpli în alte oficialități, soldați americani. Fel și fel de oameni care nu au nicio legătură cu România. Tocmai. Și când citeam e-mail-uri, poștă electronică, asta m-a șocat cel mai mult, adică cât impact a avut. Dumneavoastră, ce cetățenie aveți? Britanică. Britanică, da? Sunteți și parte, mă rog, țara din care faceți parte e alături de America. Ce credeți că a declanșat această stare în articolul Cornel Nistorescu? Pentru că aici este foarte important. Ce a reușit el să facă? Ca străin față de America, a atins un punct, a înțeles un lucru la care poate americanii, fiind din mijloc, acum poate fiind puțin confuz, n-au înțeles. Și el a pus punctul pe ei și a înțeles ceva și ei a spus, uite, asta este. Noi nu am reușit să ajungem la asta, dar asta, un om de afară a înțeles foarte bine ce este. Da. Zilele trecute, când își compunea articolul la mașina de scris, ziaristului român Cornel Nistorescu este din știrea dumneavoastră, nici nu-i trecea prin cap că va avea o audiență atât de îndepărtată și neașteptată la americanii de pe partea cealaltă a globului. Ca și celelalte articole sale, Cântarea Americii, care slăvește spiritul american trezit în atacul din 11 septembrie, a fost destinat cititorilor din țară, dar a ajuns să fie transmis la distanțe enorme prin intermediul e-mailului, să fie citit soldaților americani și publicat pe site-urile americane pentru alinarea pe care o oferă americanilor care se zbat să facă față tragediei lor național. Cornel Nistorescu, directorul general al evenimentului zilei, a publicat acest editorial pe 24 septembrie, la două zile după ce a privit spectacolul celebrităților din New York închinat victimelor atacurilor teroriste, cu Clint Eastwood, Robert De Niro, Julia Roberts, Cassius Clay, așa și câți au mai fost și pe care niciun film și nicio casă de producție nu i-a putut aduna vreodată la un loc. Spiritul americanilor de solidaritate i-a transformat într-un cor, scrie ziaristul. Cor e puțin spus. Se auzea artileria grea sufletului american. Ce Dumnezeu poate să-i unească pe american într-un asemenea hal? Ca să citim pentru telespectatori și o parte din acest articol. Vreți să spuneți ceva? Nu. Pământul acela, istoria lor galopantă, puterea economică, banul, ore întregi am încercat, scrie Cornel Nistorescu, să găsesc un răspuns, fredonând melodii și îngânând propoziții care riscă să sune la locuri comune. Le-am întors pe toate fețele, dar n-am putut trece de o idee. Numai libertatea poate face asemenea minuni. Ce scrieți dumneavoastră în continuare, asta mi-a plăcut. Singurul fiu al unor țărani transilvaneni, Nistorescu, este cunoscut pentru stilul său incisiv. Sunt abrasive în engleză, care e mai rău. E un ziarist rău? Nu, rău, abrasive. Înseamnă... Mușcător, adică nu? Abraziv. Da. Mușcă și fuge. Dumneavoastră ce spuneți, domnul Hrăzeanu? Haideți ca să mai dăm porția de celebritate în emisiune și domnul Nistorescu, după care nu să vreau. Discutăm despre tot ce a făcut presa în această perioadă, presa străină, presa românească. Vreau să fiu la fel de puțin ipocrit ca și dumneavoastră. E un sentiment de invidie, clar, când ai de-a face cu un coleg de brazlă, autorul unui miracol, să zicem, jurnalistic și sociologic, într-un fel. Am citit articolul când a apărut. N-am fost deloc emoționat sau șocat. Nu e de departe unul dintre articolele cele mai bune
Alin Nistorescu. Nistorescu scrie într-un fel limpede, mai puțin analitic, mai puțin sofisticat, face adesea literatură. Da, în gen reportaj, multe dintre editoriale. Mi-aduc aminte un text de-a lui legat de începutul războiului, care mi-a plăcut mai mult decât acest text, în care vorbește despre cerul albastru pentru îndrăgostiți, întunecat, sumbru pentru cerșetori și verde, pulsând luminos pentru militari, apropo de transmisiile din Afganistan. Dar are un talent de a exprima direct, liric și simplu lucruri, să zicem, complicate. Pe americanii în acest moment, americanii au gândit așa. Și au nevoie de asta. Au avut nevoie de asta. Pe americani i-a încântat foarte mult faptul că e un articol scris de un străin, că e un articol scris din afară. Da, vedeți, ei au suferit la 11 septembrie acest șoc traumatic. Pentru prima oară cineva în inima citadelei lor i-a lovit în moalele capului. Nu s-a mai întâmplat decât în 1914, când perfizii albioni le-au incendiat Casa Albă la Washington. Ori dintr-o dată vine iarăși un străin, un necunoscut, acesta era simbolul, deci au avut o agresiune a unor străini necunoscuți, periculoși, răi, care urmează să fie combătuți, dar care deocamdată nu există. Ori dintr-o dată vine un om dintr-o țară la fel de necunoscută, la fel de exotică, undeva totuși mai aproape de Orient decât de Occident. Suntem din ce mai exotici și noi, da, așa este. Păi nu... Nu, așa Romanian newspaper, nici măcar n-au vrut să rețină numele la început. Era mai interesant pentru ei zona, cred, de unde venea acest... Era un organism febril, America, atunci, în acele zile, între atentate și riposta militară. Și articolul Nistorescu vine așa ca o mână pe fruntea unui om care suferă. Care știți suferă, că de multe ori oamenii buribunzi au nevoie de cuvinte simple și de gesturile cele mai... Nu era cazul Americii, nu se afla în stare de muribund, dar nu, era o stare de... O stare de șoc și de șoc, traumatism. Este. Eu nu sunt un simpatizant al domnului Colonel Nistorescu, sperăm că se și vede pe fața mea, dar faptul care... Poate că la început, după tot succesul ăsta pe care l-a avut, că e ziarist român, l-aș fi sunat să-i trag o înjurătură. Însă... Trebuie spus că e un mare succes pentru un ziarist român. Și ce e important, că acest ziarist... Nu, să mutăm puțin discuția de la mine. Stați, domnule, că nu... V-am scos puțin la tablă, o să vă trecem și în bancă, imediat. Faptul care, zic că e important pentru noi, că se vorbește de un ziarist român. Și că e vorba de un român. Că acest articol e scris de un român. Da, ce vreți să spuneți? Nu, mult mai important este că în toate aceste mesaje... Semnalul de fond a fost nu de la adresa mea, a fost o mulțumire. Toată lumea își încheie mesajele aproape cu God bless Romania. Faptul că am obținut asta într-un moment este extrem de important. Dacă poate folosi imaginea României, dacă poate atrage atenția și face din România un partener credibil într-un moment de mare sensibilitate, e un câștig. V-au sunat oficialități române? Răspund sincer? Da. M-au sunat doi ziariști. Tu și cutia Șerbănescu. Sunt domnule ziariști, eu vorbesc de oficialități. Așa și m-a sunat primul ministru. Doi ziariști și un prim-ministru. Domnule, dacă v-a sunat primul ministru, e deja important. Am vorbit cu Mircea Geană, dar l-am căutat eu să-i spun că poate se poate face ceva în folosul României din povestea asta, din toată nebunia asta și m-a sunat el înapoi. Invitațiile în America, prezența la posturile de televiziune. Totuși să treceți pe la mine înainte de a pleca ca să vă spun ce trebuie să ziceți acolo. Cea mai mare reușită este că ieri am fost pe National Public Radio 10 minute, care e un radio care s-a... Cu acoperire națională, un radio 30-40 de milioane de ascultători. Da, deci toți ascultătorii și citorii pe care ați avut o viață în România, ați avut ieri în America. Vedeți, e o șansă. Domnule Tucă, da. În America există și foarte multă isterie acum. Nu, să ne înțelegem. Nu, este un moment sociologic și de hipersensibilitate și foarte complet. Specială, așa este, în această atmosferă super emoțională, care de fapt seamănă mai mult cu isteria, știți la fel de bine că încap mai mult dezinformări, provocări, există un fel de avalanșă de oameni care inventează știri proaste. Știrile existente se transformă în catastrofe. Știți că în unda de fum care a ieșit din turnurile gemene la un moment dat, au identificat figura diavolului. Avem și noi pregătiți pentru telespectatori un mic videoclip construit pe site despre
Războiul e foarte interesant. Au inventat numărul zborului, care n-a existat în realitate, nu era acela, și au constatat că acolo, de fapt, sunt semnalele, simbolurile steaua lui David. Vreau să vă spun că în America au crescut vânzării. Cunoașteți. Deci aici suntem. Ori dintr-o dată, în această atmosferă încărcată și foarte neclară, în care politicienii nu spun decât îi vom pedepsi, iar oamenii deștepți, inteligenți, filozofează de unde terorismul, diferența între bogați și săraci, lumea arabă. Apare o voce de undeva din eter cu câteva enunțuri foarte simple, ca un imn ierbii de Walt Whitman. Americanilor le plac lucrurile simple, directe, lucrurile simple, dar emoționante. Cu mult lirism. Și aici sunt fraze formidabile, care se apropie mai mult de un poet american clasic decât de un ziarist român sofisticat. Trebuie să mă convingeți că am avut neșansă eu și că nu că a avut șansă Cornel Nistorescu. Asta nu înțelegeți. Veți pleca în America acum? Nu știu, mi-ar face mare plăcere. Din păcate... Nu știu că v-au sunat de la diferite radiouri, posturi de acolo. Mi-ar face mare plăcere să merg, dar maica mea este în spital. Am înțeles că... E un moment la fel de important și foarte dificil pentru mine. Dar cum s-a întâmplat? Totuși e o chestie de destin. Acum plecarea în America legată de sănătatea mamei dumneavoastră. Nu vi se pare? Ea a avut o intervenție chirurgicală. Da, da. Un pas foarte important, plecarea în America acum, ține de sănătatea mamei dumneavoastră, pe care am auzit că, la care am auzit că țineți foarte mult. Nu, cred că doamne, esențial este... Să spună ceva? Da. Nu. Vai, o doamnă. Mă rog. Alison mi-a spus acum că a părut în două... că a făcut un check pe un program de internet și a găsit că a apărut deja știrea despre sau textul în vreo 200 de publicații. E o atragere de atenție asupra României care poate fi exploatată inteligent și poate fi folositoare. 200 de ziare. E într-adevăr un record. Am văzut și certuri în chatrooms la internet. Unul a spus, de ce a luat foc și n-am luat noi? Ce cu noi? Că am fi vrut noi textul ăsta. Se băteau pe textul ăsta sau ce? Da, că este și acolo, ca și în România, este o, adică să fii primul, să iei ceva. Știi ce vreau să vă spun? Mi-e foarte greu să spun, pentru că e vorba de Cornel Nistorescu. Lovitura a dat-o un ziarist român. Deci lovitura n-au dat-o foarte mulți ziariști în legătură cu asta. Deci e o lovitură pentru orice ziarist. Fie că e vorba din România sau din Statele Unite, că nu cred că a fost un alt articol din Statele Unite, al unui mare editorial sau unui mare ziarist de acolo, n-a avut succesul pe care l-a avut editorialul scris de un român, țăran din Transilvania, singur la părinți. Cred că au scos asta din New York, fraza asta. Cred că a plecat din București cu fraza asta, au scos-o la New York. Nu contează, că e mândru că e țăran din... Da, la New York nu-i place astfel de fraze. De ce nu-i place? Că nu e politically correct. Nu avem voie în ziua de astăzi să spunem peasants, țăran. Dumneavoastră ce spuneți de felul în care presa din lume, pentru că lucrați la o agenție foarte importantă, reflectă ceea ce se întâmplă în Afganistan, în primul rând? Mă rog, de la 11 septembrie încoace. Sunt evenimente extrem de complexe. Pentru că război, luptele se duc pe toate fronturile și aeriane și informaționale și din mai multe țări. Deci avem Pakistan, Iran, Uzbekistan, ce se întâmplă în America. Este foarte, foarte complexă. Și evident că în orice război sunt foarte multe dezinformări și discuții câtă libertate trebuie să aibă presa. Așa, haideți să vorbim despre libertatea în timpul războiului ăsta. Deci, câtă libertate are presa? Depinde. Deci acum sunt niște, la Casa Albă, sunt niște guidelines, niște... Directive. Adică acum nu se zice un săptămână în avans unde merge președintele Bush. Sau ce face armata americană. Da, exact. Dar e normal, ar trebui... Zic că e normal. Nu e adevărat. Mă știe toată lumea. E o complicitate sau un consens tacit. În mod normal, în situație de război, se introduce și vine generalul cu farfeca și taie. Domnul director, îmi dați voie să vă contrazic, cu toate că este celebru momentan în Statele Unite? Tonul dialogului dintre militarii americani și presă, care nu este de acord cu păstrarea secretului privind operațiunea din Afganistan, s-a înăsprit brusc, iar aceste fricțiuni relansează discuția privind ceea ce poate fi dezvăluit în timpul unui război.
Secretarul apărării americane, Donald Rumsfeld, a folosit cuvinte foarte dure la adresa presei americane, care a oferit informații referitoare la prezența militarilor americani pe teritoriul Afganistanului. Rumsfeld a declarat că este de preferat ca soldații care au participat la operațiunea militară din noaptea de 19 octombrie să nu îl găsească pe cel sau cea care s-a aflat la originea acestor scurgeri de informații. De pe urma acestor informații a beneficiat cotidianul The Washington Post și postul de televiziune. Sper ca soldații să nu dea de urma persoanei respective, a declarat Rumsfeld. De asta ce spuneți, domnule Vrezeanu? Constat că dacă războiul de independență, războiul civil din Statele Unite din 1867, parcă, a fost contemporan cu inventarea și cu folosirea telegrafului, dacă primul război mondial a adus în materie de presă jurnalul de actualități cinematografic, dacă al doilea război mondial a însemnat radio în primul rând, BBC sau Berlinul de cealaltă parte, și dacă războiul din Vietnam a fost culmea transparenței pentru că a fost primul război televizat, odată cu războiul, al doilea război al Golfului, Irak, Kuwait, Statele Unite, 1991, am intrat în ceață, am intrat în eclipsă. Pe măsură ce tehnologia asta telematică, militară, a devenit din ce în ce mai greu de înțeles pentru noi, se trimit avioane fără oameni, practic, să zicem, omul se depărtează foarte mult sau armamentul se depărtează tot mai mult de om, în aceeași măsură, informația se depărtează tot mai mult de locul în care au loc evenimentele și de cei care ar trebui să recepteze aceste informații. Practic, suntem într-un sistem de cenzură. De cenzură bine înșenată, foarte bine înșenată. Sunt 300 de ziariști de la CNN, la Islamabad. Toate acoperișurile hotelurilor din Pakistan, la granița cu Afganistan, sunt pline de băieți și fete care transmit zi și noapte, de fapt mai nimic. Văd că Rumsfeld... Bun, dar sunt și ei corespondenții din zona de nordul Afganistanului care mai transmit câte ceva. În și, măsura în care... Și problema este nu dacă transmit ceva, ci problema e că sunt la foarte aproape de granițele unde se desfășoară un război și lucrul ăsta e foarte important. Noi putem înțelege că americanii au, militarii și politicienii, au rațiuni să procedeze așa. Însă, dacă s-a vorbit mereu că acest război împotriva terorismului, care se va prelungi de-a lungul anilor, va putea să restrângă libertatea cetățeanului când e vorba de călătorii cu avionul sau de, știu eu, amprente digitale în pașaport, e clar că libertatea presei după 1991 și acum, la 10 ani, după primul război de acest gen, a încasat o lovitură fabuloasă. Ei nu, dar libertatea presei, da. Domnul. Libertatea presei de a vorbi despre aceste evenimente. Dar are altă poziție. Cred că intrăm într-o situație de dezbatere de fond. Da. Se poate face război în fața camerelor de luat vederi și cu 5.000 de ziariști în față care să se uite? Nu, se poate altfel face război așa? Eu pun altfel problema. În război modern, război care angajează trupe. Dar teroriștii au declanșat războiul la 11 septembrie în fața camerelor de luat vederi. Da. Bun. Da. Așa a fost. Asta este terorism. E un act de război. O altă formă de război, dar după părerea mea, nu neapărat prin cenzură, pentru că e de evitat situația asta. Păi este cenzură, dar un consens, o complicitate tacită că nu se face asta, că nu se dă asta. Nu există complicitatea asta. Există cât de cât. Păi v-am citit. Vreți să vă citesc tot materialul? Deci Washington Post a dat despre acel atac și există riscul să omor niște oameni dând o știre că se produce un atac. Și ăia să fie curățați. Cineva așa asumă? Eu nu mi-aș asuma. Eu n-aș avea curajul. Zice, nu scriu despre asta decât. Dar n-a scris. Impunerea acestor restricții a adus Pentagonului critici din partea presii. Cotidianul Washington Post a scris că în comparație cu situația în războaie recente, Pentagonul condus de Rumsfeld, pentru că se leagă de persoana care conduce Pentagonul, a impus controle mult mai stricte în ceea ce privește accesul jurnaliștilor la operațiunile militare și la ofițerii superiori. Practic nu prea mai există acest acces. Și încă ceva, apropo de presa britanică, poate aici ne spune câte ceva și doamna Alison. Presa britanică își pune întrebări privind marja de manevră de care dispune în privința modului în care prezintă războiul în Afganistan, în condițiile în care guvernul britanic vrea să limiteze difuzarea înregistrările video cu Osama Bin Laden. Hai să vorbim despre asta. Înregistrările video cu Osama Bin Laden și locotenenții săi. Principalele posturi de televiziune britanice au participat la o întâlnire cu oficialii englezi, în cadrul căreia s-a transmis un mesaj clar. Noi suntem cei mai în măsură să judecăm ceea ce trebuie difuzat, au declarat reprezentanții BBC, ITN și Sky News.
O întâlnire similară a avut loc și la Washington cu reprezentanții tuturor televiziunilor. Bun, dar asta e reacția gazetarilor, că nu ne impuneți voi nimic. Sigur, noi suntem cei în măsură să, să hotărâm ce dăm pe post. Am stat de vorbă cu un ziarist care a lucrat cu noi în România și care acum este la WTN, un coleg de-al meu a distrat pe larg. Spunea că de la atacul acela din 11 septembrie au avut imagini de o violență. Oameni care arși, oameni care... O demență. Nu, dar aici e urmă de război. O secundă. N-au difuzat nimic, și nu le-a cerut nimeni. Ei, au mai difuzat nițel Fox News-ul și CNN-ul și aici. Nu-și pot permite pentru că riscă, printr-o libertate înțeleasă la modul irresponsabil sau nu necontrolat, neasumată corect, riscă să provoace prăpăstii la o diviție, provoci niște tragedii teribile. Da, nu știu, eu ca ziarist mă ocup mai puțin de riscurile posibile ale militarilor și mai mult de beneficiile sigur încălcate ale presei. Adică puterea mea de înțelegere e limitată. Nu pot să mă pun în locul unui general. Sigur, el are dreptate din punctul lui de vedere, din punctul nostru de vedere, dacă ne apără și îi pune la punct pe teroriști, învinge pe teroriști. Însă constatăm că în măsura în care războaiele erau mari desfășurări, spectaculoase, cunoscute, palpate, adulmecate, înregistrate de către opinia publică, de 10 ani încoace, și acum este exemplul cel mai alarmant, ele au devenit rezervații interzise pentru arme, militari, valori, să zicem, care nu ne mai sunt întru totul cunoscute. Domnul sau familiare. Grezi, s-a discutat despre acel interviu, s-a atras atenția CNN-ului că au dat un interviu cu Osama Bin Laden, că acest interviu ar fi avut nu știu ce mesaje codat. Vă întreb pe toți trei ca ziariști, dacă ați primit această casetă în care cu Osama Bin Laden, o casetă care a fost difuzată imediat după începerea atacurilor de televiziunea Al Jazeera, ați fi dat această casetă? Dacă aș fi fost șeful unui post de televiziune și a adus un translator, am fi analizat-o bine ce spune și aș fi dat-o, evident. Ați mai fi adus un translator? Da, sigur. De ce? Nu pot să dai. Că nu pot să dau ceva care nu înțeleg. Nu pot fi vehicul pentru ceva care nu știu ce este și ce conține. Prin ce condiții n-ați fi dat-o? Dacă Bin Laden n-ar fi spus ce? Nu, ar fi vrut să știe înainte, cred, ce a spus. Ce spune? Nu pot să difuzez un mesaj fără să înțeleg ce spune. Dar știți, caseta asta a fost dată atunci pe CNN fără să o vadă cineva în prealabil. E treaba lor. Eu spun ce aș fi făcut eu. Am înțeles. Da, ei au vrut să fie mai înainte. Doamna Alison. Da, revenind la asta cu ziariști, este foarte periculos. Știți foarte bine că o ziaristă engleză, Wyke, a fost prins fără acte de identitate și așa mai departe. Bun, dar a intrat, să spunem, ilegal. Da. Și asta este o practică la care unele ziare britanice, nu știu despre cele nemțești, au permis. Asta este un punct de interes, intri cum poți. Riscă? Este un risc, pentru că nu se știe ce s-a întâmplat cu ghizii ei. Am înțeles. Ghizii ar fi putut fi... Da, sau au fost ziariști bărbați care i s-au dus, a pus bușcă pe ei ca femei și au intrat John Simpson, care este șef unul de singur. La BBC. Și a reușit să filmeze. Și are 1,90 m. Pe francez l-au prins. Da, și francezul erau vreo 30 de ziariști prinși acolo, luați în Afganistan. Haideți să vedem că tot acest război împotriva terorismului a declanșat și nenumărate, să spunem, bancuri în imagini și nu numai pe internet. Am descoperit, colegii mei au descoperit pe internet un fel de baladă așa cu desene animate despre Osama Bin Laden. O baladă construită, această baladă circulă pe toate site-urile, circulă pe calculatoare, circulă pe internet. Dați drumul la bandă să vedem. Daylight come and we drop a deep on. Hey, we say pay, 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 yo. Kick your ass, then we gonna come home. George Bush say that revenge come. Payback come and we drop the bomb. Load them bombs till the morning come. Airplane come.
Grubby Bum. Come, Mr. Taliban, turn over Bin Laden. Colin Powell gonna bomb his home. Come, Mr. Taliban, turn over Bin Laden. Payback come and we drop the bomb. Lift one bomb, two bomb, hit the floor. Payback come and we drop the bomb. Six bombs, seven bombs, eight bombs more. Cruise missile knocking at your door. Come, Mr. Taliban, turn over Bin Laden. Colin Powell gonna bomb his home. Come, Mr. Taliban, turn over Bin Laden. Payback come and we drop the bomb. Lift one bomb, two bomb, hit the floor. Payback come and we drop the bomb. Six bombs, seven bombs, eight bombs more. Missile knocking at your door. Hey-o, we said hey-o. Kick your ass, then we won't come home. Ce ziceți? Super. Interesant, nu? E râsul, bună zice, umorul e o formă de care vindecă, tonifică. E un mod de chiar de a lupta cu terorismul, e un mod de a-l minimaliza, de a-l ignora, de a crea o stare psihică pozitivă în situația asta de spaimă. Spre deosebire de glumele tâmpite astea, că se trimit la unul un plic cu făină, care e chiar un lucru care, după părerea mea, chiar ar trebui pedepsit, pentru că îl îngrozește un om. Astea sunt chiar pline de șarmă. Și dacă e mai greu. Dar spuneți-mi, ce rol credeți că a avut presa în America apropo de psihoza asta a antraxului? Deci acolo există antrax, plicurile care au fost trimise la Senatul American, la, vedem azi cum la Casa Albă, au fost trimise, au murit oameni. Ce rol, ce influență credeți că a avut mass media în, au avut mass media în această, crearea acestei psihoze? Are o contribuție, a creat-o. Păi nu, dar în același timp e o realitate. Deci, este o realitate. Deci a și informat, dar în același timp a determinat... Pe CNN 20 din 24 de ore se vorbește despre antrax. A determinat o stare de mare tensiune, de mare spaimă. Cred că e o țară care în momentul ăsta are niște populația are niște momente de derută totală, sufletească, interioară, nu neapărat că îți vine imediat un plic, dar se ajunge la niște întrebări de fond. Fiecare american este în situația de a se întreba lucruri mult mai grave, mult mai profunde. Da, și în Anglia am avut și vacă nebună și ne-ar frică să mâncăm o friptură. Deci, psihoza e... Psihoza vacii nebune. Bine, asta cu antraxul e mai cu vaca, mai e cu mai... Că e mai vorba de, mai... de frică, pur și simplu. Oamenilor, pretutindeni, este frică. În societățile în care e mai multă prosperitate, mai multă siguranță, România începe să devină o țară din ce în ce e frica, mai sigură. E frica mai mare. Nu, mai interesantă și mai sigură. Nu, dacă vă întrebăm altceva, dacă CNN-ul, dacă toate celelalte poste de televiziune n-are luat și n-ar transmite informații despre psihoza, despre nebunia asta antraxului, poate că nici nebunia n-ar fi atât de mare. Să nu fim duplicitari. Ipocriți. Pe de o parte, vrem ca presa să, păi nu vă întreb acum. Să filmeze... Dar nu filmează. Războiul, pe de altă parte, nu vrem să scrie despre antrax. Nu filmează. E o problemă de fond. Poți să ții o națiune de 250 de milioane sub amenințarea, sub un asemenea risc enorm, fără să informezi, fără să-i spui că este? E și o cerință publică, să dea știe. Domnul Mistorescu, doamnă, domnilor, eu cred că riscă mai mult presa în momentul ăsta decât armata americană. Ziariștii din toată lumea sunt pe linia frontului, în Afganistan în număr mare, în Pakistan, în timp ce avioanele americane sunt la mare înălțime și aruncă bombe până un alt, explozând ziua aia în care a fost vorba de un comand. Atunci de ce să n-aibă acces? Practic, presa internațională luptă pentru a lua informații despre acest război și despre tot ceea ce se întâmplă. Nimeni nu vine să le dea informații. Vom ataca nordul Afganistanului, atacăm, întotdeauna vin cu informații după. Am atacat, n-am atacat, era să cadă un elicopter sau nu. În timpul ăsta, ziariștii sunt în prima linie a frontului și luptă pentru a afla informații. Pe efectiv, luptă, cu ghilimele de rigoare. Mai mult sau mai puțin, totuși, da. Totuși, cei care mor eventual și care luptă sunt militarii. Păi nu tocmai, că nu prea ziariștii sunt nemulțumiți că nu riscă de suficient.
Ar muri mult mai mulți ziariști dacă ar fi lăsați să intre în zona, în teatrul de război. Până una alta au fost luați prizonieri ziariști, nu au fost luați soldați americani. Au murit probabil soldați americani. Păi da, sau un elicopter. Păi, până acum n-a fost confirmată nici moartea, parcă au murit doi americani într-un elicopter prăbușit întâmplător în Pakistan. Dar cred că totdeauna a fost așa. Se și spune, a devenit un loc comun. Adevărul este prima victimă al cărui război. De mult. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua discuția noastră. Stați pe aproape, ne întoarcem imediat. Pantene are pentru tine noua colecție Extra Volume. Acum poți avea cu până la 80% mai mult volum. Cu noua colecție Violet, Pantene Extra Volume. Pantene Pro-V, pentru părul sănătos pe care îl iubești. Delva cu 8 vitamine, margarina preferată de întreaga familie. La mulți atât de mic, Delva cu 8 vitamine, margarina care ne convine. Mr. Proper, detergent universal. Pui doar puțin și Mr. Proper, cu puterea lui, curăță murdăria într-o clipă. Folosește-l pe toate suprafețele, în baie, în bucătărie, în toată casa. Treaba e atât de ușoară ca într-o joacă de copii. Mai curat și mai ușor, cu așa un ajutor, Mr. Proper. Starul, stil, strălucire, viața-i plină de magie. O să o descoperi, citește Beaumont, Beaumont. Din 17 octombrie apare Beaumont, revista de celebrități și stiluri de viață. Volvo știe de ce aveți nevoie și atunci vă oferă gratuit la S și V40 un pachet de dotări opționale în valoare de $1,800. Da, continuă emisiunea din această seară. O să-l rog pe domnul Cornel Nistorescu să ne mai citească domnia sa, fiind celebru în America, cel puțin acum, câteva rânduri din editorialul Cântarea Americii, nu de alta, dar sunt foarte mulți telespectatori care vor să afle mai multe despre editorial și întreabă dacă nu cumva îl veți republica. El a fost republicat deja. O să le cer scuze, dar eu chiar nu sunt un bun cititor de text. Nu am, un actor poate să fac asta. Mai bine când bat la mașină. Nu, le promit, nu ne rămâne decât le promit între spectatorilor că îl republicăm zilele următoare. Bun, dar e o promisiune pe care vă rog să vă țineți. Da, o ținem. În ziarul de vineri îl dăm din nou. O să apară alții care să spună de ce îl publicăm. Da, o să-l dăm vineri. Nu-i nimic, dar ați participat la emisiune. Sunt foarte mulți care cer acest lucru. După atentatele din America, audiența tuturor canalelor de știri americane a crescut, însă CNN a prins potul cel mare. CNN a crescut cu 813 ori. Apropo de informații legate de presă în zilele în care a urmat atentatul, în vreme ce concurenții săi Fox și MSNBC au înregistrat doar o creștere de 478 și respectiv 446 de ori. În noaptea de 11 septembrie, CNN a înregistrat un record de audiență în ultimii 20 de ani. Șansa a fost de partea CNN. În noaptea de 11 septembrie, acest post era singurul care avea un corespondent la Kabul, în ce vreme ce concurenții săi nu beneficiau de acest avantaj. Neil Robertson venise câteva zile înainte de atentate pentru un alt subiect și a fost ultimul ziarist care a părăsit Afganistanul. El a plecat, dar alți reporteri CNN au venit la loc. Spuneți-mi, vă rog,
Ce înseamnă în momentul ăsta agenția pe care o reprezentați aici? Are ziariști în Afganistan? Da. Afganistan în nord, există unele înăuntru. Câți ziariști are o agenție mare ca Associated Press? În regiune 10. Are 10. 10? Da. 10. 10 de ziariști? 10. Așa zice aici. Domnul Nistorescu, de ce presa română n-a avut, a avut doar televiziunea și două ziare au avut corespondenți în Afganistan? Și asta după foarte mult, în Pakistan, mă rog, în Afganistan mai greu, n-avem niciunul. Pentru că, unul, e foarte riscant. Bun, dar sunt 10 de la... foarte scump. Da. 3, poți să transmiți elemente de atmosferă, neavând posibilitatea să scoți foarte multe lucruri de impact. Publicul românesc, nefiind foarte familiarizat cu zona, să scoți foarte multă materie. Și ce să spun că publicul din America e familiarizat cu zona? Nici care familiarizează. Mai e o explicație. Da. Se întâmplă foarte rar ca presa românească să aibă o primă pagină cu un editorial, cu subiecte internaționale. Nu neapărat când e vorba de război. Vă contrazic, există, acum are. Acum da. Însă nu există o cultură publicistică aici axată pe evenimente internaționale. Există. Nu se consideră destul de important aici. Eu vă spun că există. Cititor, poate mai mult pentru cititor decât pentru ziariști. Începând din 11 septembrie, prima pagina a principalelor cotidiane din România a fost ocupată de acest subiect. Jurnalele principalelor televiziuni din România, vorbesc de Antena 1 și ProTV în primul rând, au alocat cel puțin o jumătate de oră, dacă nu jurnale întregi, războiul din Afganistan, atentatele teroriste din 11 septembrie. Asta este un cataclism. Eu vorbesc de exercițiu curent. Înainte, între războaie. Între războaie. Ziarele din Germania, radiourile televiziunilor, pentru că cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în Germania, au trimis la fața locului? Da, da. Și sigur. Număr foarte mare. Un număr foarte mare. Din păcate, sunt cam neputincioși majoritatea. Nu? Stau la pentru granițe. Că nu au acces în... Nu au acces acolo unde sunt... Își pot permite să cheltuie 20-30 de mii de mărși cu 2-3 oameni ca să vadă dacă scot ceva, obțin ceva. Iar noi, de unde să cheltuie? Un ziar nu își poate permite din România la ora asta, în situația economică și a presei în special, e foarte greu să-ți permiți asta. Eu am fost primul ministru, a invitat ziarist să meargă la Washington. Foarte multe ziare au spus, nu ne ajung bani. Costă 2000 de dolari. Nu e un om trimis în zona frontului, cred că te costă 10.000 de dolari pe 2-3 săptămâni. Ca să-i dai omului posibilitatea să miște, să închirieze, să meargă, să ia călăuze, să ducă. Da, și voi nu puteți să creșteți rata de reclamă, nu? Nu. Adică cum e CNN, adică acum are un preț fabulos probabil pentru reclamă. Cred că un ziar sau un post de televiziune. Dar noi, din potrivă, îți dăm mai puțin. Acum scade în perioada asta, că zice că, domnule, e criză, deci nu mai dăm nimic. Puteți să recuperați banii. Da, sigur, e foarte simplu. Nu, dar știți cum se poate duce gloria dumneavoastră, domnul Istorescu? Să plece un ziarist în Afganistan, din România, și să transmită în direct prinderea lui Osama Bin Laden. Vai de mine. Cu mare plăcere, a? Bun, vreau să vă întreb dacă în Germania există această cenzură din partea guvernului german, din partea autorităților. Se vorbește de o cenzură? A fost vreo discuție între... Nu. Nu este implicată direct și asta ar fi cauza. Pe de o parte. Pe de altă parte, presa germană, spre deosebire de presa anglosaxonă, e mai reflexivă, ca să zic așa. Adică marile ziare germane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, eu știu, care apar în tiraje de 500.000 de exemplare. Adevărat, poate nu e mult pentru o populație de 80 de milioane, dar mai mult decât în România, unde niciun ziar nu depășește 150.000 la populație de 20 de milioane. Dar este o țară de 22 de milioane. Da, dar depășim și 150.000. Dar nu e vorba de evenimentul zilei. Au depășit când au republicat editorialul. Da, spuneți. Da. Au un public, să zic, în care discursul sau informația mediate sunt interesante, sunt așteptate. Adică, atunci când mai ales militarii îți interzic să trimiți un reportaj de la fața locului, în scris sau în film, vorbești despre ce înseamnă wahhabismul, nu? Islamismul din punctul de vedere al Arabiei Saudite, care e ideologia care alimentează pe Taliban și pe Osama Bin Laden. Sau de ce nu o să infrângem niciodată sau foarte ușor pe arabi, pe teroriștii arabi. Și teme colaterale, deci, să spunem. Da, pentru că sunt o națiune, sunt o religie, sunt un stat
într-o singură unitate, spre deosebire de noi, care avem alte tradiții. Astfel de lucruri, astfel de texte, de analize, apar destul de rar în România. E criticată poziția americanilor, a britanicilor, față de acest război în ziarele din Germania? Nu. Există însă multe rezerve, se aud toate vocile. Toate vocile. De exemplu, Günter Grass, laureatul Premiului Nobel, marele scriitor german în viață, critică foarte serios și susținut Israelul. De ce? Și este acuzat în Israel acum și în Statele Unite de un nou antisemitism, declanșarea unui nou antisemitism. De ce? Pentru că Israelul... Ar fi la baza acestui conflict. E într-o poziție ireconciliabilă cu palestinienii și din cauza asta există premise pentru terorism. Nu? Astfel de lucruri funcționează în presă. Adică, în afara reportajului senzațional, mai există și alte niveluri de presă care ar putea fi descoperite și cultivate. Domnul Nistorescu și doamna Alison, spuneți-mi, credeți că publicul din România este interesat? În ce măsură a fost interesat de ceea ce s-a întâmplat în America și în războiul din Afganistan și în ce măsură de aici înainte va fi interesat? Să fie interesant. Păi, nu știu, vă întreb din poziția pe care o dețineți de director al evenimentului zilei. Și în să nu uităm că România, bine ce... România de pe la 1600, de când erau confruntările între austro-ungari și turci, care au avut loc pe teritoriul României, are spaima asta de război. E o țară pe care a fost de foarte multe ori teatru de război. În populația României este o psihoză, o spaimă, o teamă. E una ancestrală care vine din istorie. E logic că orice conflagrație, orice război, chiar dacă este depărtat, dacă într-un fel sau altul poate implica România, deși, și chiar dacă nu implică... Deși aici lucrurile sunt mai cumplite. În primul rând mă întreb dacă este vreun popor care să nu fie fricoșat de război. Da. Doi, dacă în războiul din Kosovo, vă mai amintiți, se vorbea de prejudicii colaterale. Pagube colaterale. Așa, acum, cu destul de cinic, mă rog, cum bine știm. Acum se poate vorbi și de beneficii colaterale, poate la fel de cinic. Da, da. Vedeți, IRA predă armele. Deci, organizația teroristă irlandeză catolică. Israelul se apropie totuși, chiar dacă deocamdată mai mult cu tancurile în zona palestiniană, dar se apropie totuși de înțelegerea problemei în Orientul apropiat. Și România s-ar putea să se apropie de NATO sau, în orice caz, de o zonă de securitate și de interes occidental de care până acum era mai depărtată. Tot ca efect secundar sau terțiar al acestui nou conflict. Îmi imaginam... În momentul în care a început și România a devenit aliat de facto NATO, am crezut că spaima asta și psihologie și o atitudine anti-americană și anti-NATO va crește în România. Nu, ea s-a menținut la un nivel rezonabil. Băi, dar rezonabil înseamnă mult, să știți. Mai poate să se schimbe. Spuneți-mi, în ce proporție știrile despre Afganistan, despre război, ocupă fluxul agenției Associated Press? Foarte mult. Adică noi avem o glumă acum că toți suntem șomeri. Pentru că e foarte greu de scris. Adică... Da. Evident, a fost binevenit editorialul ăsta al lui Cornel Nistorescu despre că era tot legat despre America și despre Da. S-a pupat deci, frumos. Practic, corespondenții din țările în care nu se întâmplă nimic în ideea tot de... Scrim, dar nu există apetit, nu există poftă pentru nu știu ce conferință, nu știu ce, pentru că toată lumea este fixat pe război. Am înțeles. Și câteva zeci de corespondenți are Associated în zona acolo. Câteva, nu zile, nu știu. 30, 40. Să zicem, 50, 60. Da, extraordinar. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare pe care vreau să vă adresez în această seară, la sfârșitul să-mi văd domnul Nistorescu să mă citească în editorial. O întrebare legată de Al Jazeera. Într-o perioadă administrația americană, Al Jazeera, pentru telespectatori, mai repetând, dar cu siguranță știu, este postul de televiziune arab care transmite prin satelit sigurul din zonă, este prins în peste 20 de țări, e un fel de CNN arab, să spunem. Spuneam că postului de televiziune Al Jazeera i s-a pus în vedere la mâna de către administrația americană că trebuie să-și modifice acoperirea mediatică. Credeți că ar fi o soluție? E de bun augur apariția acestui post, existența lui sau
El e un post cu totul special și făcut de profesioniști. Asta este de oameni care au lucrat la BBC, la secția BBC până la desfințare. E singurul post care bate toată lumea arabă și care nu se înclină în același timp. Spune că în primul rând e singurul post care transmite imagini din Kabul, din Afganistan. Bun, asta este... E foarte mult. E singurul post care are oameni tolerați acolo și acceptați de, pentru că de-a lungul vremii ei au avut o imagine de post independent în lumea arabă. Dom'le, ia gândiți-vă ce ar fi însemnat televiziunea din lume fără Al Jazeera. Le scoateți de pe ecranul marilor televiziuni petele verde de Afganistan, petele verzi cu atacuri, scoateți avioane, scoateți interviurile cu Osama Bin Laden, interviul cu Osama Bin Laden și toate cealaltă, să vedeți că informațiile televizate despre ceea ce se întâmplă în Afganistan nu prea existau. Dar fii liniștit că Osama Bin Laden, dacă voia să transmită un mesaj, o casetă, nu o dădea la Al Jazeera, o dădea la altă televiziune, trimitea chiar la CNN. Deci, nu știu, până un altă... Culmea este că postul ăsta de televiziune, Pan-Arab, este cea mai occidentală instituție din lumea arabă. Nu? Și din lumea, pentru că e construită în așa fel încât e foarte echilibrată. Are 20 sau peste 20 de birouri teritoriale, 300 de ziariști. A declanșat o sumedenie de scandaluri în lumea arabă. Ambasadori, guverne arabe, ambasadori s-au retras din Oman din cauza știrilor acestui post, care n-a amenajat pe nimeni în lumea arabă. Da. Deci nu se poate spune că este un post prin care își fac jocurile teroriștii în frunte cu Bin Laden. În același timp, poți să ceri acestui post făcut de arab să n-aibă un anume spirit pro-arab? Chiar dacă e independent până la sânge. Tot e făcut numai de arabi. Deci un anume spirit de... Este făcut de arab și în primul rând este difuzat în lumea arabă. Exact, exact. Toate țările care beneficiază. Nu poate să înfrunte toată lumea aceea. Este independent și este transmite cu acuratețe informații, ceea ce este fundamental. Practic, marile pozitiv. Canale de televiziune americane preiau doar lucruri legate de război, nu altceva. Foarte greu să spunem că manipulează. Manipulează dacă e să spunem lumea arabă. Ne oprim pentru ultima dată în această seară cu publicitate. Cowboy are multe pericole de învins. Pentru a-l apăra, Domestos Active Toilet Gel curăță și distruge bacteriile dintr-un foc. Domestos Active Toilet Gel, protecție sigură împotriva pericolelor care nu se văd. Bărbații transpiră cu până la 50% mai mult decât femeile. Nou, Rexona for Men. Eficiența la masculin. Cumpără 30 de litri de benzină de la orice stație MOL și câștigi pe loc un stick Rexona for Men. Vino să-ți iei premiul de la Jurnalul Național. Citește Jurnalul Național și cât ai numărat până la 7, câștigi premii de peste 1 miliard. În octombrie te așteaptă la scară mașina care ia ochii tuturor. Un super Citroen Xara Picasso. În noiembrie citești Jurnalul Național și câștigi o linie audio Philips de sperie vecinii, plus un video recorder Sony, un mega televizor Philips și un DVD Sony. Iar în decembrie, pregătește-te să petreci sărbătorile în casă nou mobilată. Jurnalul Național îți oferă mobilier complet pentru 2 dormitoare, living și bucătărie, plus aparate electrocasnice, un aragaz indesit, un aspirator Philips, o combină frigorifică și o mașină de spălat Whirlpool. Vrei să câștigi? Citește Jurnalul Național. Vrei să câștigi mai mult? Abonează-te la Jurnalul Național. Toamna asta, Jurnalul Național e plin cu premii. Detalii în ziar. Ține bine! Uită-te înainte! Te-ai lovit? Nu. Hai, du-te! Mihai a făcut un pas mare înainte. Am reușit! Am reușit! Și noi la fel. Noul Omo cu formula sa avansată elimină chiar și petele dificile de ulei și redă albului strălucirea ireproșabilă. Noul Omo.
când dincolo de orice pată e o lecție învățată. Da, ultima parte a emisiunii noastre. Haideți fiecare dintre dumneavoastră să tragă o concluzie la această discuție, ce înseamnă presa în perioada asta, gloria domnului Nistorescu și așa mai departe. Domnul Nistorescu. Nu, esențial mi se pare că se produc niște schimbări în lume, în mass media și în relația cu reflectarea războiului. Nimeni nu o să accepte foarte ușor ca mass media să-și bage nasul peste tot în detaliile unui război. Și într-un fel nu accept și nu înțeleg, dar în același timp sunt la un pas de a înțelege și pe militari. Și vom vedea în continuare un război care se va purta și mediatic. Da, doamna Alison. Ca și în Vietnam, până la urmă va ieși adevărul până la urmă sau imagine care nu l-am văzut. Pentru care nu l-am văzut până acum. Da, sau vor fi niște oameni care vin cu mărturisire sau casete care nu s-au văzut, mai târziu o să vină până la urmă. Înțeleg și a spus domnul Nistorescu despre militar că ei trebuie să ocrotească luptelor, dar evident cealaltă parte a monezii este faptul că publicul are drept de a ști, pentru că publicul într-un fel plătește pentru război prin impozitele. Vedeți cum vorbește un angajat al unei agenții străine și un contribuabil la urma urmei? Nu, asta e cealaltă parte a monedei, n-am spus că e corectă. Da, domnul Nistorescu e de partea militarilor, domnul Hurezean. Constat că deși cel puțin ziariștii români de aici s-au găsit uneori, poate adesea, pe poziții diferite, au înțeles că un confrate a avut un succes meritat și îl pot omagia. Eu cred chiar că și felul acesta. Nu, în orice caz, n-au pierdut această ocazie. Sunt surprins de adesea de câtă prietenie și solidaritate de breaslă există. Mai rar, domnul Hurezean, mai rar. E momentul care pe mine personal mă bucură și am impresia că e o întâlnire într-un fel fără precedent, nu? Asta în da. Trei aici. De acord, așa. Pe de altă parte, în plan general, acum totul va fi redescoperit. Intrăm într-o zonă complet nedefrișată și când e vorba de viitoarea constelației mondială, geopolitică, și de alianțe, mondială și de... cine va fi prietenul, cine rămâne dușmanul, cum arată războaiele, deci... În ultimul rând, sau tot în primul rând, ne vom întreba și cum va arăta presa. Nici despre asta nu mai știm nimic. Așa este. Vă mulțumesc tuturor pentru participare în această seară. Punem punct aici. Ne vedem din nou mâine la aceeași oră, 22:30. Vă spun ca de obicei, țineți aproape. Acest film este atât de provocator încât i-a bulversat și pe critici, făcându-i să exclame: original și curajos. Do you really love Maria that much? Incitant și inovator. It's not what you think. Un film pe care trebuie să-l vezi cu cineva pe care îl iubești. I love you, Maria. Antena 1 vă oferă luni seara cea mai inedită viziune despre iubire. Capcanele extazului. Filmul săptămânii la Antena 1. Războiul nu s-a sfârșit. You lose. Your wife is planning to remarry. She has you declared dead. You lose. Tortura nu s-a sfârșit. You have been tried and found guilty of war crimes against the people of Vietnam. N-are altă scăpare decât trădarea sau moartea. Joi, Chuck Norris este dispărut în misiune. Stai să vezi un film de superacțiune joi la ora 20, numai la Antena 1. You lose. Unii au talente ieșite din comun, alții sunt pur și simplu nonconformiști. Alo? Toți însă vor să devină vedete. Și mai spune... Pentru cine va bate gongul și cine va triumfa. Cine oare?
în cel mai neobișnuit show din România. Vineri seara de la 8 la Antena 1. The Show Nu Glumă. Gong Show. Weekendul tău începe mai vesel. Asta se vede. Dar realitatea e altceva. Chiar dacă ai 30 de ani. Oh my God. All right, baby, what's it gonna be tonight? Lady or the tramp? Roy. De experiență, tot ai vrea să se vadă altfel. A little in here, a little out there, up, down, lift, tuck, you know. Beth Midler, câștigătoarea premiilor Emmy și Globul de Aur. Și Danny DeVito te invită să râzi în hohote cu un nou serial de comedie la Antena 1. So I know, this is who I am, this is what I do. This is horrible. Yes, I know. Stai să râzi sâmbătă după Blockbuster, Beth. Sâmbătă la Antena 1, fotbal adevărat, Prima Diviziune. Cluburi de primă mână, vedete de milioane, meciuri de top. Sâmbătă, pe Nou Camp, o înfruntare din vârful clasamentului. Barcelona, Betis, Sevilla. Rivaldo, Kluivert și Saviola primesc replica românului Filipescu. Sâmbătă, în direct, stai să vezi Liga Stelelor, Prima Diviziune. Fotbal adevărat, numai la Antena 1. Duminică după amiază, Antena 1 are plăcerea să-ți prezinte filmele pe care ai vrut mereu să le vezi. Actori de legendă, producții care au cucerit Oscarul și lumea întreagă. Duminica asta, un film distins cu 10 premii Oscar. Poveste din cartierul de vest. Un musical nemuritor cu Natalie Wood într-un rol de neuitat. Duminică după amiaza sunt filme de colecție la Antena 1. Jucați fotbal. Declarație. Sau vă place doar să vă uitați. Și reacție. Sunt Horia Ivanovici. Atac. Veniți duminică după Observator. Și Contra-atac. Să pornim pe Contra-atac. Duminică seara la Antena 1. Singura emisiune de fotbal. Contra-atac. Numai cu cărțile pe față. Doamnelor și domnilor, invitații acestui show noctambul sunt Gheorghe Simion, tatăl, dar și managerul celebrilor frați boxeri Dorel și Marian și Silviu Ivković, fotomodel masculin. Să nu mai zăbovim, Mircea Badea!